După cum ne-a mărturisit oaspetele din Statele Unite, această vestă a fost adusă în sua de Ernest Clyde, membru al misiunii Crucii Roșii în România în anul 1917. Mă simt formidabil, dar am și emoții, fiindcă am prilejul să aduc această veste în Serbia. Este o oportunitate mare să îndeplinesc dorința prietenii mele și să întorc această veste acolo de unde a fost adusă în Statele Unite de tatăl ei acum 100 de ani. Căutând prin internet împreună cu o prietenă, am ajuns la concluzia că această vestă aparține folclorului românesc și că ar fi fost bine ca el să ajungă acolo unde și aparține. M-am adresat Consiliului Național cu această idee, am primit un răspuns pozitiv și iată-ne astăzi aici pentru a-l face cadou românilor. Mulțumindu-le pentru cadoul prețios pentru minoritatea noastră, reprezentanții Consiliului Național l-au încredințat pe oaspetele din Chicago că această veste va împodobi încăperile viitorului Muzeu Etno, proiect care va fi realizat în comun de Consiliul Național și Guvernul Provincial.